Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bine ați revenit la Out of the Box, programul care vă pune la încercare ideile dar care vă dă și sfaturi despre cum să vă descurcați mai bine viața. Astăzi vom vorbi despre calendarul românilor, ce înseamnă acest calendar că vine Crăciunul, vine Revelionul, vine anul nou, ne va explica lor Balint care este invitatul meu permanent și mai ales vom încerca să spunem de ce este important acest calendar al românilor. Salutare, boții! Salut, Cătălin! Inițial mi-ai spus așa că oricare nație și în general oamenii au niște puncte, niște repere în viață, niște puncte fixe care le dau o anumită liniște și o anumită stabilitate. Da, oamenii sunt diferiți. De exemplu, mie îmi place să nu știu ce mi-aduce ziua. Dimineața când mă trezesc, ziua are surprize. Săptămâna, luna, nu mai zic, iar anul viitor, habar n exact în ce direcție mă va duce și tot. Și mai probabil că dintre ascultătorii Europa FM mai sunt destul de mulți oameni care preferă ne hotărâm ce facem în vacanță cu o săptămână înainte de vacanță. Dar nu este majoritatea populației. Deci majoritatea oamenilor preferă să știe ce așteaptă și să știe cam cum va arăta viața lor în următoarea perioadă. Suntem acum în luna decembrie, oamenii deja se gândesc pe 2023, cam ce ne așteaptă, cam cum ne organizăm, cam când facem vacanțele. Dar și aici în decembrie, încă mai știu, asta cred că e ultima noastră emisiune din sezonul ăsta uh -huh. Și aici în decembrie cred că mai știu că vine Crăciunul, da. că se vor întâlni cu familia Cât de revelion ar putea să iasă sau n-ar putea să iasă în funcție de obiceiul fiecăruia Că există acolo o întâlnire cu prietenii Pentru amatorii de fotbal știu că pe 26 decembrie e campionatul Boxing Day Boxing Day e campionatul uh -huh. Angliei pentru amatorii de sport știu că imediat în ianuarie vin campionatele de patinaj, adică sunt niște repere. Aici e interesant, practic dacă e să ne uităm la momentul din istoria al României, în urmă cu 20-30 de ani lucrurile erau mult mai clare adică, din punctul ăsta de așa. vedere. Adică aveam niște momente fixe, Știi că e Revelionul? știai că vine Sfântul Ion, știai că vin poezile lui Eminescu pe 15 ianuarie, le descoperim pe Eminescu, după aceea hora Unirii, după care campionate mondiale europene de patinaj artistic cu povestea Surii Bonali și cu toate ținutele descrise de Cristian Topescu și tot și toată lumea le aștepta, mărțișoarele cu flori și mici surprize de 8 martie, Paștele, 1 mai, Eurovizionul, Cireșele, festivalul de la Mamaia, vacanța la locul favorit de la Marea Neagră și sau de la Munte, pepenii, cerbul de aur, prima zi de școală, sezonul murăturilor, da. toate bunătățile, steaua în competițiile europene, da, corect că venea steaua în competiții europene, campionatele mondiale europene de gimnastică, Crăciunul, și, cam asta, zonă, era și, și asta era calendarul strecurat, cu, în funcție de regiunea istorică, cu Junii Brașovului sau Festivalul Cireșilor din Prahova, deci fiecare regiune uh -huh. având anumite lucruri speciale. Și foarte important, zilele de naștere, din familie, din cercul apropiat, nașul, nașa, finit, toată lumea, onomastice, botezurile, nunțile, practic când te uiți din prima zi, un an plin, te așteaptă un an plin pentru care trebuie să te pregătești, pentru care pe care anticipezi, trăiești bucurile. Și asta dă, reprezintă niște ancore care îți dau așa un sentiment de stabilitate și de continuitate și lumea e ceea ce trebuie. E, e foarte important să ai așa ceva în viață, da. adică te bazezi pe asta. Da. Te gândești chiar și la distracția de la finalul săptămânii, că vine vineri, după care știi că vine ziua prietenului cu tare, că acolo ne întâlnim mereu. Mai da. prins un campionat, acum ne-a stricat campionatul mondial, calendarul. Serio? A stricat. Deci, nu, nu, că nu știm ce să facem. Nu știm ce să facem, ne prinde și la ore de muncă, e și noaptea afară, nu e și cald. Și cu cumpărături nu, de, da, de moș Nicolae, de Crăciun, de, de da, coroane, da, de tot. Da. Deci este... e un pic aiurea în calendarul nostru da, mental. Da. Dar sunt mai multe schimbări, pentru că, de exemplu, steaua în Cupele Europene, nici no. măcar PCSB care poate fi steaua sau nu, nu mai este interesată de Cupele Europene, nu mai bagă jucători în teren, exact, își bate da. joc și FCSB de tot ce în Cupele Europene și tot ce înseamnă calendarul românilor. Adică pentru România este o dramă. Adică, băi, cu greu ne-am calificat în grupe și acum ne batem joc, introducem rezervele, exact, tot. Da. Deci, practic, am distrus un element din calendar. 2023 vom ști dacă va fi vreo echipă în Cupele Europene sau nu. Nu prea deci, da. Deci, neliniște. Cerbul de aur, îl avem sau nu l avem? Nu l avem, da. Ah. Mamaia? Astea. foarte multe lume pornit împotriva cerbului de aur și a mamaia și tot, mamă, și ce sunt lucrurile astea, dar atenție, cei mai mulți porniți sunt dintre cei care preferă să nu știe ce așteaptă și care preferă alt tip de evenimente, cu surprize, cu necunoscut, cu drame. Dar pentru un alt mare segment de oameni, astea sunt importante. Mamaia, iarăși, mamaia și toate lucrurile. Ce spui tu aici este faptul că pentru curgerea firească a unei nații sau unei societăți, da. îți trebuie câteva repere, dar noi suntem într-o schimbare, poate asta e și tranziția despre care am vorbit foarte mulți ani, noi suntem într-o schimbare a acestor repere. Și ajungem la episodul în care lumea spunea, domnule, nu mai e ce a fost. Exact. Și deși noi venim clar, rațional și le explicăm, uite ce bine e în România, uite câte lucruri s-au făcut, uite la sănătate, uite la astea, uite ce s-a construit, uite autostrăzi, uite... Păi, da, dar nu mai e ce a fost, pentru că și nu în tabotezul onomasticele, când avem atâția oameni care muncesc în străinătate, invariabil sunt care ne ajung Iar un mărțișor electronic primit de mama, de bunica, de... Uh, femei de 1 martie nu are nici pe departe aceeași încărcătură ca un mărțișor care se dă față în față la o întâlnire, la o cafea, la o prăjitură. Deci, practic, dacă e să ne uităm, este destul de distorsionat și calendarul ăsta care la un moment dat avea sens și pe care oamenii îl simțeau, astăzi nu prea mai știu la ce să se aștepte. Și noi avem una dintre provocările noastre ca ca țară este să ne păstrăm oamenii în țară. Este primordial să așezăm lucrurile care să poată să îi țină în zonă. Adică dacă știi ce ai de făcut, dacă aștepți, dacă ai predictibilitate, ți este mai greu. Nu înseamnă că nu vei pleca, dar mai adăugăm un element care să îi țină în zonă și care să îi facă mai... Dar atât. ce îmi spui tu este că din acest calendar a dispărut și familia extinsă. Odată cu aceste plecări. Da. Și probabil că asta e cea mai mare dramă în tot. Pentru că mai e un fenomen și aici mie un șofer de taxi mi-a explicat absolut senzațional în câțiva ani. domnule, nu mai e România ce a fost. Așa. Pentru că au plecat din țară cei care aveau inițiativă. Nu înseamnă că au plecat toți care au inițiativă, dar foarte mulți dintre cei care aveau inițiativă au plecat. De a plecat vecinul care zicea, hai vecine la meci, hai să ne punem, hai bem o bere în drum, mergem și în... Toți. Și strângea 3, 4, 5 vecini și ducea. Au plecat cel care, în momentul în care intrat la petrecere, atunci începea petrecerea. Era ăla care dădea sufletul, parcul, care ia da. sufletul. Se strâng oamenii. Păi da, parcă lipsește X, lipsește Y, nu mai este uh, același lucru. Și atunci uh, și aici avem o problemă. Iar eu cred că este strategic important pentru România să revedem acest calendar uh, și care ar fi pilonii lui și să avem grijă, să înlocuim ceea ce este de înlocuit, să întărim ceea ce este de întărit, dar să nu lăsăm lucrurile așa cum sunt. Pentru că lipsa asta de predictibilitate, schimbările de continue, creează o stare de nemulțumire, iar percepția este esențială. Adică, nu trebuie să lași ca întreaga viață să fie o surpriză, cel puțin nu pentru... Întreaga societate uh -huh. sunt unii care pot să trăiască așa. Și ei au în această societate deschisă, au toate oportunitățile să-și facă ce surprize vor ei și să trăiască viața așa cum vor ei. Întrebarea care se pune acum, de fapt, este cu ce să umplu aceste spații lăsate deschise? Sau dacă trebuie noi să le umplem cu ceva și societatea să-și găsească, să găsească cursul. Pentru că, clar, acum. De exemplu, în materie de sport lipsește gimnastica, steaua da. uh, și transmisiunile de la patinaj, dar parcă nu mai sunt ca, ca pe vremuri. Uh, în materie de turism lipsește litoralul, nu? Avem o părere proastă despre litoral. Uh, anul acesta chiar a fost uh, dramatic? Da? da, anul care a trecut. Dar da. mai este un element uh, și acum mă refer la cei care preferă spontan, neașteptat și care se uită așa superior la multe dintre lucrurile astea, de ce să strici distracția oamenilor? Adică de ce, de ce atâta pornire, de ce atâta uh, reacții uh, la niște lucruri care îi bucură pe oameni? Adică multe dintre lucrurile astea uh, suferă măcar la nivel de percepție și din o atitudine negativă de la o parte din uh, uh, populație. Este, mamă, ce... Mamaia, festivalul de Mamaia. Cine să mai uităm? mai uită? Pruu, ce mă, mă uită? A, festivalul de la Mamaia. Cerbul de aur, doar o cheltuială de bani. A, litorarul românesc, o țeapă. Și în continuu, în continuu discuții negative, ceea ce le taie bucuria oamenilor noștri. Este, și atunci poate ne mai gândim de două ore înainte. Dacă simțim că vrem să vorbim, ok, vorbim. E o societate liberă, libertatea de expresie o avem. Trebuie Dar adică. ce strici bucuria unora care se bucură? Trebuie să plecăm cu o concluzie de aici. O să zic eu primele cuvinte. Suntem diferiți. Chiar și în această nație suntem diferiți ca gândire, ca deschidere și ca posibilități financiare și ca mod de interpretare a vieții. Uh, și uh, sfatul tău, așa cum îl înțeleg eu, dar pot să mă contrazic sau nu, este ca în momentul în care vorbim, că multe se leagă din vorbire, este să fim atenți că acest calendar al stabilității pentru mulți oameni se deșiră sau da. nu mai există. Da. Le, le furăm bucuria. Și atunci cum uh, să procedez? Să mă gândesc de două ori înainte de a scrie. Uh, S -s -s. <hă> în primul rând, cred că trebuie să înțelegem că și o nuntă tradițională și o nuntă modernă pe plajă singur, sub uh, lumina lunii, amândouă sunt frumoase, amândouă aduc bucurie. Atunci, hai să lăsăm pe oameni să se bucure și de, de nunta în doi pe plajă. Uh, și de uh, nuta tradițională. Deci, de ambele. Și atenție, vă puteți bucura și de Revelion. Că o să vină acum Revelionele de la televiziuni. Sunt unii care se bucură de. Uh, nici nu știu ce exemplu să aleg. Uite, e primul an în care nu o să avem Revelionul Dan Negru. Da. Ea a mai dispărut ceva din calendar, îți dai seama. Îmi dau seama. Și... Pentru da. foarte mulți români, Revelionul lui Dan Negru, jumate de țară să uita la Revelionul lui Dan Negru. Și nu degeaba să uita, erau. Da. Încă un element. Da. Încă un element. Dan Negru știa să pună lucrurile acolo. Hai că va fi foarte curios. Eu cred că o să ne întoarcem cu această prima ediție, că de aici poate ar fi... Am realizat la sfârșit că de aici trebuia să începem. Că nu o să mai aveți nici acest punct de refer. <laughs> revelionul lui Dan Negru. Poate o să facă Dan Negru ceva, da, la televiziunea unde lucrează acum, dar nu mai e revelionul ăla. E altul. Va fi foarte, foarte interesant. Fiți cu chipzuință și... 30 de secunde la final, cum ți s-a părut sezonul ăsta pe care îl încheiem acum? O mare provocare <laughs> Stai de la și mi-amintesc mi -amintesc când tu, înainte să ne apucăm mi zis, Băi, bravo pentru curajul de a te expune în public și de a veni în public pentru că nu este ușor să fii în public și să-ți exprimi gândurile. Am luat-o ca tare, foarte serios, am fost tot timpul pregătit și atent la cuvintele pe care le-am folosit, și este o experiență foarte tare. Da. da, ne auzim după anul nou la Europa FM, oameni buni, cu Out of the Box, de pe la jumătatea lunii ianuarie. Repornim așa, o să gândim atunci subiectele pe... cu pricina. Să vedem ce punem pe calendar și vă așteptăm cu mesaje oricând doriți. Eu sunt Cătălin Striblea și împreună cu Lorand Balint vă spunem sărbători fericite. Și la mulți ani. Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Lorand Balint.